La masă! La masă! Hai! Și zic cu vrăjitoarea aia, ce ați făcut? Dar cine striga cu avion? I-am luat mătura și eu! Avion cu motor, hai! Ia. Ia cu pâine! Ia și mănâncă! Uite, frate, tu cum nu mănâncă cu pâine și nici cu roșii! Ia cu roșie, ia cu roșie! Cu roșie! Dai așa într-o parte! Ia și tu cu roșie, hai! Ia cu pâine, întinge pâinea, așa, în ou. Începe să devină mai interesant. Exact! Dacă mănânc eu! Poți face ceva pentru copilul tău pentru ca el să fie sănătos. Mergi cu el la medicul de familie și vaccinează-l. Este gratuit. Ia zi, Petru, până la cât știi să numeri? Până la 20. Până la 20? Eu zic că terminăm până numeri la 10. Ce zici? Hm? Hai! Domn doctor, dar sigur nu-i face rău? Că el a fost așa mai mereu sensibil. Marie, nu pățește nimic. O să-i fie mai bine cu vaccinul, o să vezi. Poate face puțină febră. Nu toți copiii fac. S-ar putea să apară un pic de roșeață care trece repede. O să fie mai sănătos și mai puternic așa. Hai, liniștește-te, gândește-te la binele copilului. De la ac nu ia nimic, nu? Doamne, iartă-mă, desigilăm în fața voastră. Hai, că terminăm repede. În loc să-l liniștesc pe copil, te liniștesc pe tine. Mie nu mi-e frică. Normal că nu ți-e frică. Hai. Ia să vedem, Petru. Până la cât am zis să numeri? Până la 10. Până la 10. Haide să luăm puțin în brațe. Așa. Așa. Care asta? Da, să plecăm puțin mânecuța stângă. Îți promit că până ajungem la 10, ești deja la joacă afară cu frații tăi. Așa. Ușor. Și e gata. Hm? Până la cât ai numărat? Până la tip. Păi, vezi. Hai, la joacă! Ia, Jack! Vaccinurile protejează de boli precum rujeola, rubeola, tuberculoza, tusea convulsivă, difteria și hepatita B. Aceste vaccinuri sunt gratuite la medicul de familie. Copilul tău este tot ce ai mai important. Vaccinează-l ca să rămână sănătos!